Trebuie să audă toți. Ce? Și gândesc cu oamenii adevărați la ce mișcare. Da, ei trebuie lichidați pentru că de-a mai eu fost la putere. De-a mai ei trebuie la coșul cu gunoi să ducă. Asta Voronin, Dodon, Voronin și Ședea la acolo. El are 80 de ani, e susuc creierul că la iepuri și-i bătrâni. Și-i trebuie lui. Și la, el, înseamnă că la Cinișlia n-are nicio șansă. El vrea să facă legi, el vrea să facă legi, el între să protejeze proprietățile lui. Ia ca de ce. Mă tare înțeles, dar. Da, dar oamenii de aici de la Cinișlia înțeleg că ăștia își protejează păi proprietățile. Da, dar nu înțeleg. Și cu așa care nu înțeleg și trebuie făcut. Ce să facem? Trebuie să-i aducem la condiții, să le lămurim și să se înțeleagă. Înseamnă că pe 11 iulie... Pe 11 iulie dăm bătălia. Dăm bătălia? Da. Punem sârmă în bot? Da, cum? Și lega, ploc de urmă de lega. Să nu cerească. Nu, că la viața eu, cât am vorbit până acum la Cimișlea, oamenii sunt deschiși la minte. Nu-ți dă bun. Curechi? Deschiși la nota. Nu mai este. Ia zi dacă ești mai îndrăzneț. El e îndrăzneț. Așa e bunica. Da, îndrăzneț. Spune ceva. Spune mă tare, dar n-ai început a vorbi. Jos socialiștii. La gunoi. Da. Lada, o trebuie o ladă mare de gunoi. Sunt cap toți. Și țâri de-aș dovac și cine dracu mai este acolo. Te-ți buhai, știi. Te-ți știu. Te iubesc, te-ți bravo, bunică. Ești limpede. Da, domnul Băsescu. Zi. Dar ce să zic? Dacă eu tot timp vorbesc. Mai vorbim și dumneavoastră. Dar ce să vorbim? Dar și grăiască. Moldovanul tot timpul vine în mintea greu, târziu. După. Și... Mentalitatea e slab la noi, la națiunea asta noastră. Din armată m-am convins că slag de minte. Dar în armată tot e mai bine. În armată, știi... Răspuns pentru fiecare cuvânt. Ne uniți. Nu ca ucrainenii, uniți. Mai ales partea asta a Ucrainei. Cât de uniți erau în armată. Cei mai uniți erau ucrainenii. Chiar și găgăușii au venit și s-au dat într-o parte din noi și s-au dus la lor. Dar nu știu cum erau turma de ucrainenii. Înseamnă că cunoașteți de noi. Pe 11 iulie... Categoric da. Gata, noi am înțeles. Apoi, dar spune, domnul, mă tăi ți-a luat juletcă roșie și eu am crezut că ești... Doamne, eu le arăt că trebuie muncit, să muncească, dar nu să ați vorbească bani, spune. Înseamnă că pe 11 mă tăi ești, ai spus că și la Cimișlea exact, și tot, e tot așa luat. Și vrei să spui că... Sunt dintre așa, de care? Ia uite, și apă? Da. Ei, om amuz, concentrat cu... Nu, că noi până nu terminăm vorba cu... Matali ne-ai spus, de-am gata, ai spus că trebuie mântuiți tot. Da, categoric, gata. La col, la gunoi. Da. Hai că ne ducem, o luăm pe rând. Mai întoarcem o dată. Și cireșele. Cireșele la Cimișlia. Cum e la Cimișlia? Foarte. Să vând? Sunt oameni. Sunt. Ca este dacă nu le vinzați, s-ar trebui să le mănânci matale. Nu. De ce? Și țar tot? Punem bie și vin înapoi și cum să vin? Știți că sunt alegeri pe 11? Știu. Vă duci? Cum? Prima știu. Ca după asta duci la piață? Am înțeles. Suntem mai tari în piața de la ora 6. Da? Păi deodată dai un vot pentru cine trebuie. Da. Și înainte. Mulți ani. Nu vă bat la cap. Vorbim cu oamenii care vor să vorbească cu bunicuțele și cu doamnele, cu toți. Și ce îți vă spun? Despre alegeri. Fac ceva pentru noi oameni, numai spun că-l fac, dar nu mai fac nimic și tot în fără și ești nevoie să trăim, da? După cum ies, mai ies și Ghinișor. Ies și Ghinișor? Da, pe 11 iulie ce facem? Schimbăm? Vom schimba, că dacă pe Dodonei și pe Șorișei? O să vedem care cum lumea s-o tărască. Dar mă tare, ești hotărâtă? Eu s-o tărât. Gata, nu trebuie. S-o tărât, n-am...
Ați votez așa, poate să fac ceva bun în țara asta. Numai pentru alții, nu pentru ăștia. De-amă, după cum mă se vede, și poate pentru alții. Pentru alții. Da. Te-ai hotărât că ăștia, da, ăștia au jecmănit statul ăsta, domn. Da, de-amă. Asta e rugămintea mea, să vorbim cu oamenii. Bună ziua. Bună ziua. Mulți ani. De unde mă talești? Lipoveni. Lipoveni? Da. Lipoveni, de la Lipoveni. Da. Și mai sunt Lipoveni pe acolo? Sau numai denumirea satului rămas? E, mai sunt, s-a mai dus una, dar mai ies acolo, școlă, pe unul și copilat. Este, da? Mai și mai bine aș fi oamenii, dar dacă acasă au nevoie să da. Mulți ani, mânic. Ai grijă. Eu vreau să fac niște... S-a pierdut omul. Vrei să fac târguială? O strânge cortul roșu, o reinstalează din. Da, el e pentru umbră, nu e pentru... Nu-i pentru... Nu, e pentru umbră el, că mai bine... Da. N-are trecere la aici. N-are trecere la Cimișlia. Nu prea. Tare mă bucur când aud așa ceva. Mai sunt, de-am prânsul, da. Știu unul, dar păi când vine, până vin chipieri, mai lecuiți. N-avem dubincă. Da, să înțeleg. Numai de ăsta acolo aia, da? Da. Nu, ne spateți. Pentru așa leac nu mai ies. Nu mai ies. Lasă că mă bucur. Și al puțin cât am vorbit până acum la Cimișlie, aici cu adevărat. E o zonă liberă de roșață. Vom vedea după 11. După 11? N-aveți încredere până la urmă. Ei, sunt bătrânie, de care n-al pot să... Nu pot să-l îndoi și gata, el e roșu și gata. Ești să... născut cu steluța în frunte. Da. Născut cu steluța în frunte. Nu erau insigurile astea de comuniști. O de senat, dar au votat comuniști. Câte-i varză? O de senat. Cumpărați că e foarte bună. Viața merge calm, liniștit mai departe. Unde duci, domnule? Tine înapoi. Vine să te prindem la loc. Cum au văzut că vinem, fug toți. Și roșii, și tomate. Bună ziua. Cum e la Cimișlea? Normal, se poate lucra. Se poate? Dacă până când s-o dat voie să răsut. Mi-a dat voie. Da. Ce ziceți de alegeri? Vă duceți? Da, cum să nu duceți? Trebuie. Eu am vorbit cu 10 oameni de dimineață și văd că aici este loc. Lumea e conștientă și trebuie să facă. Aici este loc de mai bine. Mult în chestii de lucru, dar încă... Dar nu e chiar ca la... Nu e ca la comunii. Sângerii la... Nu e ca la femeie și nu e acolo. Oamenii... Noi produc aici oameni, dar avem unii realizat multă marfă. Multă marfă n-avem. De unde-s cartofii? Cartofii la Gura Galbenă, ia că băieții lucrează. La Gura Galbenă, da? O castraveță de-amă. Îi vindem, da? Montuiem, și matarea e castraveță. Cât-s castraveță? 8-10 lei. Și de unde tot la Gura Galbenă? Nu, la satul nou. Satul nou, mă, oho. Da, da, și departe. Cum nata mea de acolo. Ai? Avem și neamuri. Ai neamuri în satul nou. Pe 11 iulie. Ieșim la vot. Schimbăm. Îi dăm jos puteți care trebuie. Doamnă, trebuie o ladă de gunoi mare, că se încap toți. La tomberonul este, ele sunt comparate de ciobanul, în Chișinău, scumpe, de 400 de euro, cred acolo. 9.000 de lei, da. Și îl vrem în tomberon, așa-i de aur. Bună ziua! Încă un bolșevic, fără dubincă numai. Apși la Cimișlea. Ce-te bine? Când își lucrezi tu? Că atâta lumea. Dar noi am și facem. Nu, își dăm cu contrabasul. Sunteți invidios, eu am simțit după voci. Dar nu urdea să nu-mi plăcă. Hai te rog să scoți. Dar îți plac socialiști? Deloc. Socialiști mai răi ca tine. Mai răi ca mine. Da. Înseamnă că eu sunt mai bun, dar... Faci și uleac parte din trânsul, în Vasile. Numai uleac, dar nu tare. Dacă nu eram să vă trivojesc, nici n-aveți să vă ieșiți din casă. Noi din socialiști. E, da, eu sunt că ești socialist, după cum ai reacționat, gata. Doamne, ori ești cu usate, ori cu socialiști, ori... E, da, las că am văzut. Mai răi ca ăștia nici nu, zic. Și ridea și tine, că am vedea, nici ca și nu lucrezi la stat. Acte, vezi? Și ăștia... O zi n-ai lucrat la stat. Ia că uitați la oameni cum lucrează. La stat. Deci lucrează, băi, plătești impozite. La stat? Da. La stat? Da.
Nu, dar pe asta ești la stat lucrează? La stat. Da, două diferențe dintre asta. E fermier și lucra la stat. Nu, sigur că două. Eu sunt fermier, eu știu ce înseamnă. Ei bine să te duci și funcționar la stat, să fii cu Mercedes-ul și atunci să bucur. Avem funcționari la stat care toată viața lucrat la stat. Au Sergiu, ia că ăștia să șei de la PAS. Mai bun partener în sus trebuie zic la PAS. Dacă nu-ți dau ăștia cu ciocanul în cap, ai socialiști să fereze. Când am lucrat pentru Maia Sandu și am câștigat alegerile, eram bun băiet. Acum... Eu și văd în ultimul timp din partea la PAS, mă doare capul de la atunci. Ei nu înțeleg un lucru, că n-au să aibă cu cine. Au să ajungă să facă alianță cu socialiștii iarăși cu USAT-ă. Și de asta îmi dau nouă în cap. Mie plac, știi cum fermieri, că când stăteam marna drumului și nu ne vede nimeni, vineau și s-apropiau și mă întrebau, dar unde Vasile, unde Vasile, când vine Vasile, când este, dar nu ne duce, până nu vine Vasile. Dar acum, vin și, băi, dar Vasile e de la Constituță, băi, dar adă-mi eu un argument, e clar, un argument măcar, unul. Nu, Sergiu, da, știți le faci, nu e nimic. Băieți, voi sunteți cu cartofii, să mergi să fii fermier. Nu prea. Pe lunca cogâlnicului creșteți cartofii. Merge să vedem. E că eu vreau să-l întreb fermierul ăsta, care e diferența dintre roșia care o produce el și roșia din Turcia. El e mai specialist. Pur și simplu vreau să-i explic la o țară întreagă și mănâncă ei în supermarket. Și noi să-i explicăm de ce se vând în supermarket. Dar eu vreau să înțeleg aia. Ca noștri nu pot să vând în supermarket. Iată, numai la piață. Și iată, cu cei mai urâte, e, ca să fim roșii. Să vândă ei să fac treabă, dar tu vă zic că apoi azi n-ați vândă nimic. Fanați, fanați și PAS. Acei care se consideră de dreapta. Da, eu spun, eu știi, Sergiu, nu, dar eu spun o chestie, eu concluzia am făcut-o pot la Rezena. Cu așa moldoveni, nici ocupanți nu trebuie. Cu așa parteneri de dreapta, nici de stânga nu trebuie. Eu pur și simplu vreau să înțeleg că într-adevăr aceștia cei care se consideră de dreapta de dreapta, că e o tată adversarul lor principal. Ina, nu îi afectează, Dodon. Și știi de ce te-o găsit tine? Pentru că asta e invidia noastră, moldovenilor, știi? Dacă a murit capra mea, las moarșa de cerbă. Sănătate, sigur, ia că asta. Asta suntem noi ca nație. Ce? Noaptea faceți... Noaptea. După gândit, faceți... Noi noaptea disenăm și dimineața le spunem. Ia care mișune, ia spune doamnă. Ei, nu, da, puțin toși cu fundul, dar puțin. Torba roșie și... Hai să mă și tu alba, muș. Ei, deamă de bătaie, nu-i nu-i tine. Dar tu deamă de mișune. Dar mă tale ne-ai spus, spune mișune. Spune clar, dar... Da, tu și eu, hai. Ia. Nu mai zăvădești. Ori cu șor, ori cu socialiști, de asta are emoții. Băieți, mulți ani, sână... Problema nu e în lume, problema că noi suntem invadați cu producții străine și noi nu avem unde o vinde pe noastră. Noi trebuie să fim capabili să o vinde pe noastră pe plan local și după aceea să avem o conducere inteligentă care să marfa noastră pe export. Piața a rămas și ești oameni care producem an de an, da? Da, voi vă știți. Noi nu știm piața din însă, dar și când te uiți, vânzările scad, mișorăm suprafețele, mișorăm tot și tot așa ești piață și tot așa ești producător. N-ai unde vinde, înainte vine și lua... în Angro, da? Și-ai dat marfa și-ai scăpat. Dar acum așa, în Chișinău, magazinul s-a închis, buticul s-a închis, a rămas supermarket. Deci poți să faci, nu poți să faci nimic. Aici cât pot să vinzi, dar și mișlea și gata, mai departe. Da, și mișlea, dar la Chișinău unde se duci, unde se pui? Dacă înainte ai vinde pe mar, acolo la Chișinău, chiar la Tâșinău, la cei unde este fost mii mărunțușuri, toamna de aur mai vinde. Aha. Și mai făcut regulă, numai în supermarketuri ai drept să vinzi. Și în piața aceea, deci taxe pe piață sunt mari și tot acolo de-am locuri de mulți ani la aceea. Dar de unde am fost în piață în Chișinău la toamna de aur, acolo pe locuri libere sunt, vinde cât vrei, dar nimeni nu se duce să vândă. Așa? Că nu se cumpără. Lumea de acum îți duci într-un supermarket de ăsta, cumpără tot și gata, eu nu se mai duci nicăieri. Și tu gata, aici la Cimișlea, mai departe? Mai departe nu, și e micșorat, ai văzut seara la mine acasă, seara am lăsat și gata, restul. Dar vii mai multe? Două am avut mari. Și ai rămas cu una? Da, de mă știu. Și dacă n-ai spot să vinde, o închizi și pe asta? Da, și așa să lucrăm. Și te duci la turci, să crești patlajele acolo, să trimiți de acolo. Nu mai crești în turci, nu mă duc, eu cam nu priu. Nu geaba am tată 92 în tranșez, mă la turci și angajez. Nu, dar așa e statul ăsta ne impune, să închidem tot, să nu creștem nimic. Și aducem din... Da, aducem din Turcia tot. Eu sunt de acord că iarna, când la noi condițiile climatice nu permit să creștem teplițe, pentru că ele sunt mai mari, da? În seră. Dar
la moment când iei, când e vara, ar trebui impozitate din la intrare. Una, dar a doua jumătate de marfă, asta e contrabandă, 100%. La pod, ai văzut, ai arătat podul. Dacă îi dai la ded 200, la storul și ăla, dai 200 de treci. Da, acolo să filmez, nu-ți dai voie, așa, și vin ca în castrare. Da. Dar contrabanda trece și vâjâim. Da, dar eu aș vrea să mă adresez la combatanți, că pe Rizi al păzăște doar un combatant. Mai mulți. Nu, eu eram pe unul care l-a văzut. Care l-a cunosc, dar este unul zdrav în tot. S-a spus că e tot, e combatant, eu vreau să întreb. Și combatanții toți s-au vândut pentru bani, au uitat pentru ce a stat în 92 în tranșei. Pentru ce a stat în tranșei. Să vii și să-i cumperi pe bani, să vii unul și să spui condiții. El e judecat 5 ani. În România, da, definitiv. În România, definitivă, și el șede și vine la noi, face în televiziune de debaturi, permite-te acelea. Și el face, dacă nu mi-l trebuie să atenți, niciunul nu a văzut să comenteze. El face reclamă la o carte a lui. Dacă se uită lumea atent, el face, uitați pe Rizia, da, punct, puncte acolo ea. El reclamează cartea lui să o cumpere lumea, dar lumea nu-și dă seama că asta e reclamă. Bătaie de joc. Fără plată. Dacă om, nu, eu cred că sunt câțiva rătășiți, nu trebuie să generalizăm. Sunt câțiva rătășiți, dar și ce să facem studiourile astea, atacurile astea la democrația acasă, stai de-a mea ieși din comun. Oamenii înțeleg lucrul ăsta. Oamenii înțeleg, dar știți, e foarte greu să schimbi mentalitatea la lor. E ușor influențat. E influențat și una, în sat intra și uitați-vă și ce televiziuni privesc în sat. Dacă doamna vor, domnul privește internetul, apoi el mai știe, are informații de altă parte. Face deosebire. Da, dacă am discuți cu omul și când te apropii, îți rămâi frapat. Doare capul la... Doare capul. El și nici nu poți convinge. O spus atâta. Dacă unii prieteni de tăi și spune, a, dar pe așa la ai cu... are verișor de la așa la. Dar păi, stați-o alea că e oameni bucă. De când răspunde fratele pentru verișor, da, de-a treilea? Omul lucrează, are lui convicepție, are lui... E greu să... Dar pentru asta și slovești sub centură, ca să nu poți să-i explici. Pentru că mulți, hai să luăm producătorii de la noi, din, să ne întoarcem înapoi, da? Producătorii din țară, mulți nu, nici nu cunosc că în piață, în Chișinău, se duce să vinde. Este piață Angro, care nu poți vinde, e pus taxele mari. Este piațele, este centrală, și mai sunt locuri, dar... Dar acolo 90% e privat, deja nu mai este nimic municipal, nimic. Și și la Botanica de care vorbiți dumneavoastră, acum este un bloc construit la Rășcani, unde era... Situația a fost destul de bine, eu am activat în Chișinău 20 de ani. Și acolo tot e bloc, șorul făcut în loc la piață, la Alioșa, n-au făcut bloc, în loc de piață. Și au rămas la Ciocana, la Flacăra, de 3-4. Flacăra, acum și-a scos buticuri de sele, acum și-a să fie restructură și am zis, trezești că-i făcut vom bloc, un bloc locativ. Și oamenii scoși din circuit toți. Asta se face intenționat, ca să știți. Spatele buticurilor este din centru Chișinău, puteți să pui o, cum, să fie amenajat într-un mod, să fie aranjat frumos, dar spatele buticurilor din Chișinău, el a generat pierderea locurilor de lucru, nu numai oamenilor care vând în pe, așa, cei care produc eu. Majoritatea buticurilor le cumpărau de la producători. Acum duci la Angro și spățăm ca românesc, vedeți ca să așa e? La... Bună ziua! Cu regret. Pe 11 iulie. Ieșim la vot, votăm democrația. Doamne ajută, mulțumim! Mă duc mai departe să vorbim. Azi la Consiliu este ședință. Sergiu de-am face publicitate. Sergiu s-a apucat de vândut. Dar ce cauți acolo? Vinzi? Eu ajut pe doamnă. Strângi bani, Sergiu? Nu, banii e. Eu bani n-am. Hai să vorbim cu băieții care mai sunt. Cât e morcov? 18 lei. Am în mașină? Am în mașină, dar salmână de la tine încă unul. Cât mai vorbim? 60 lei. Cât îți pierde în vama? 8 leuți. Ce noutăți sunt la 50 lei? Căptăți la autețele, nici în pompă. Până când nu. Dar așteptați ceva bun? Așteptăm, bun, așteptăm. Poate să schimba așa. Dar de unde trebuie să vină bunul ăsta? Tot la noi. De la populație. Și zic băieții de la Cimișlea, generația tânără? Un kilogram? Două. Vă fac la 10? 4. Dar și zic, trebuie să așteaptă ghenii, dar ghenii nu știu de unde ați știut. Dar o să meargă la votare? Nu mai zic, trebuie să mă arăt. Ați colegi, prieteni dumneavoastră. Îți hotărâți? Să o să meargă? Da. Știu ce au de făcut? Știu numai de cât.
cu mintea limpede până când. Până când? Dacă nu sunt unic în ultimele zile? Da. Cât e de motivant să fii fermier, să fii comerciant? E greu să fii. Conducerea noastră e greu. Da, dar conducerea tot noi o alegem. Da. Văd că aici oamenii sunt mai deschiși la minte. Eu am mai fost în alte localități, catastrofă. Dar aici cu care am vorbit, sunt de dreapta. Așa-și trebuie și... Mulți ani, pe 11 la vot. Au. Mai dați unul mai mare. Știți. Avem un băiat de partea noastră, gata, l-am convins. Mă depășește timpul de partea ta. De mulți ani. Ce mai este? Ai văzut eu? Vorbi cu el? Oh, Zelinski. Ia uite scrie acolo. Da. Bună ziua. Noi vorbim cu fermierii, cu cei care lucrează, care produc. El e fermier. De unde? Porumbrei. Porumbrei? Și ce e acolo? Nevoie. Sărăcie și curvării. Leoncă, pelicură, scumpă și pietini ieftin. Pietini ieftin? Și decât la cimișlea, unii mai puteți vin? Din poți mai mult, la 8-o mai văduți. Am înțeles, Mihalic, e numai piața, trebuie banii care vin scotare. Da, le ducem la 8-o mai de acolo e un preț. Cât e la Angro acum? 3 lei, 4 lei. Și stai cu ei și nici nu-i poți vinde. Se gândește guvernul la producători, la fermieri? Se gândește. Îi hrănesc tu. Se gândește Nicolae. Cine? Guvernul. Pentru că medicii au nevoie de bani. Au nevoie de bani. Dar oamenii deși îi susțin, dar pe ești care nu se gândesc la oameni. N-au mint încă. N-au mint. Și gândesc cu televizorul. Dar nu mă la dânsă. Doțăm pentru dânsă, da? Știți că sunt alegeri pe 11? Auzi, a voștru e a noștri. Dar care s-a noștri? Care s-a voștru? Nici nu mai știi care s-a noștri. Se duc a voștru și vin a noștri, hamba cu noi. Dar noi rămânem tot ca... Da, băi, nici nu. Dar care s-a nuși, care s-a nuși, cum am văzut? Voi străiesc dini, noi am străiesc, adică aici, noi am străiesc dini. E că ei fac curent expresia, noi am străiesc dini. Nu știu, voi, dacă ne lești pe noi, voi străiesc dini. Noi am străiesc dini. Dar au mai fost un partid care a zis Moldova fără sărășii și într-adevăr eu scăpați sărășii. Da. 30 de ani de-am scăpăm sărășii și nu mai fără. Și sărășii ne-au mântuit cu tătul. Moldova, bună, toți. Era țetușe Moldova, dar m-au ajuns și cumpărăm pătrânjel din Turcia. Nu am coșat pământ. Ustroi din China. Da, ujăs. E chiar ujăs. Ujăsul vine încă. Noi nu știm să ne hrănim pe noi. Am făcut din nică pământul. Nu numai pământ, dar pe noi ne-am făcut din nică. Nu vrem să lucrăm, dar eu vrem să trăim din nică, dar... Te mai încurc, știi? Dar cum să lucrezi aia ca om ăsta, că el fie de castravetele și în supermarket fie de castravete străine? Adică cum să lucrezi? Băieți ceva care m-au filmat, băieți, colegii noștri la nordul Moldovei, cu 12 hectare de cireșă. Și-i tânăr și el închipă în sufletul lui, el zice, păi scot tot, mă duc da, și mulți spun așa. De euro curată. Mulți spun că o să scoată. Așa, e asta fac din noi, ne cărțuiesc. De cei care mă film. Nu stăți, dar trebuie aleși. Dacă e conducător bun în țara, adică du-te la foarte. Nu te duci departe, du-te în foarte. Parcă e altă lume, băi. Altă lume. Umburiandu, dar nu vezi în jeșe. Stă-i tom, stă-i... Eu cu ăsta am trecut în ieși de la vânt, avut în prunță, cea lungă. Da. Și un kilometru jumătate de vii nouă. Este un vânt. Kilometru jumătate? Nu, acolo e mai mult, e până la margă. Pe fiecare rând, doi oameni. Pe fiecare... Un kilometru jumătate plin cu lume, culeg eu poamă și pește un rând tractor. Înseamnă că e posibil? E posibil. Care vor să vede dacă... Dar deși care numai pentru dânsia, de partea asta la Jogurov, că toloacă, pădure, acolo în gen. Drept că acolo și pământul alea că e mai bun, e loc drept, știi? Nu contează, sunt, avem pământuri bune. Dacă noi avem pământuri rele în Moldova, păi eu nu știu cine are pământuri bune. Avem. Noi avem niște valori naționale, trebuie să-i valorificăm. Da, liniala.
Anul trecut am făcut contract cu Emila, Emila și am dus ridichia. Trebuie de oprit foșeile și de protejată. Am fost undeva o toană jumate ridichia. O toană jumate la Emila. A fost prima cuvesc, a fost pe 28 martie. Da? Eu am primit-o așa, cu 20 lei minus 8%. 20 lei minus 8%. Ridichia în Emila încă era. Și nu era. Spune că magazin ne pun 20%. În Emila, ridichia, mie care am dat-o cu 18 lei și 40 bani, era 38 lei. De la 18? Eu am dat-o cu 18 lei și 40 bani. 20 lei minus 8%. Iese 18 lei și 40 bani. Și ei au pus-o 38 de lei. Dar și nu-i gine așa? Mai lucrați? Mai câștigați? Ia că ăsta încă n-am auzut. Și asta se numește acces la raft a producătorului, la ce fel de... Trebuie că mă tin că facturile mașinii își păstrează. Ai și facturile, așa? Nici nu mai zic nică că n-are de schimbat conducerea. Trei facturi, Făureanu și domnul Făureanu. Aici după un control oritare, să vadă ce iese plădere. Ca să putem schimba ceva, pe 11 avem o șansă. Dacă schimbăm conducerea politică, putem să așteptăm și schimbări în economie. Dar dacă rămân tot aceștia care au condus până acum, despre care și schimbări putem vorbi? Au să lucrez mai departe supermarketele într-o veselie. Și fermierii au să falimenteze pe un cap. Mulțumim. Eu sper că dumneavoastră vă faci singur concluziile. Mă duc să mai vorbesc cu cineva. Am mai avem niște băieți aici. Da, și am auzit încă o dată, îmi demonstrează că nu... Dacă mai venim o dată să aduci să vopsim umbrela. Vasile, da. Ziua. Bună ziua! Am un băiat la Portugalia. Da. Numai cu dumneavoastră. Au ce sunteți așa mai spțirel, mai frumșel. E făcut un compliment. Dar și nu-i drept, acolo vă văd atâta vreme. Vă... Nu prea am când, dar seara nu mă uit la dumneavoastră. Am un băiat și o zic, mamă, eu numai cu dânsul, numai cu dânsul, dar să aduci la Portugalia. Da, da, pui. Da, da, să-l aducem acasă. Așa îl vreau, nu mai pot. Acasă. Da, da, s-o da, vă doresc sănătate. Mulțumesc. Pe 11 iulie. Știm tot, nu-i spuneți nimic. Nu, 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 lasă, nu i-o dat nică bun. Nu i-o dat nică bun. Las poate așa, mă și mai bine la dumneavoastră. Schimbăm. Scăpăm și a să învii tot trei băieți acasă. Trei băieți acasă? Dar unde? Unul în Portugalia, dar... Unul în Anglia. Unul nu știu unde, tăi să-ți duci. Mă tare rămas singur acasă. Și vă dau... Au să te vadă toți copiii. Da, vă dau sănătate, vă zic. Să vă duci la toată lumea și să ne îndrumăm, să ieșim tăi înainte. Bravo, Doamne, ești de un milion. Să vină copiii noștri acasă. Să vii băieți acasă. Chiar că... Mulțumesc, la revedere. Vă cuprind. Și o zi bună. Păcat că nu trăiesc aproape. Vă dădem și o cafeală. Așa e. Vedem noi. Salutări, băieților noastre. Dar eu v-am cunoscut pe glas. După voce? Da, da, da. Bună ziua. Pe strada mea dacă ați venit încă. Vinem și pe strada ca să vedem la Cimișlia. Mihai Viteazul. 96, drop 2. Ioana Codreanu. Ioana Codreanu. Înseamnă că avem un suport din partea mea tale. Nu mai decât, nu mai bine, am mai mulți împrejur. Mulți ani, doamna Ioana. Aur. Cum s-au stâng? Nu stângim nicăn. Azi am auzit noutăți bune. Snimaiu tu Cimișlie. Snimaim unii vrem. A unii s-au dus, Aure. Cine mai este? Facem un cerc pe la fetele cu căpșune. Eu nici nu am văzut piersi. Dar cât 95? 25. 25. Mă ușioză. Și căpșune, și cireș. Tot ce e de sezon acum. Aici sunt o piață agricolă în spatele. Aici la Cimișlea, în spatele la vis-a-vis de gara este o piață și în spatele la piață este o piață agricolă. A fermierilor. Unde sunt oamenii care vând pateuri 4 lei. Ce ai eu 4? Aici prețurile sunt pirojoase. Bună ziua! Fermieri și producători, procesatoare. Ian, cum vă spune?
Vasile, nu mai filma. Te rog. Merg, plășindre. Merg. S-o scunchi făiena. Știi de asta, ori la cimișlea tot de aceleași preț. Nu, scunchi șterg. Mă uit, 4 lei n-am văzut nicăieri așa prețuri, numai în Dubai. În Dubai și la Cimișlea. Și la Cimișlea, 4 lei plăjindele. Da. Care trec prin Cimișlea, opriți-vă la Vasile și cumpărați plăjinte. Da, mulțumesc. Ești peste drum de gară, în piața agricolă. Bravo, domnul Vasile. Bine, bine. Așa-i. Plăjintăria. Bună ziua. Nu vreau nimeni să vorbească. Gata, sunt de simplu. Zbârle cu și găsește. Tata fie, everybody. Apoi da, nu trebuie să comentați. Mergem să mai vorbim cu cineva din piață, dacă mai găsim oameni. Bună ziua încă o dată. Bună ziua. Asta e piața din Cimișlia. Aștia sunt oamenii, nu știu. Bună ziua. Să duc. Sunt geamuri. Mai vedem cine mai este. Cine din părțile locului de la Cimișlia? A, și mai sunt. Bună ziua. Căpșuni, zmeură. Bună ziua. Încă nu e acasă, domn. E pe drum. Are șansă. Dacă noi ne descărcăm și apelăm la ceva, mai stăm de vorbă. Dar până noi din mărs. Din mărs, da? Din mărs vorbim. Bine, bine ați venit la Cimișlia. La Cimișlia. Și noutăți bune la Cimișlia. Vrem schimbări, vrem schimbări. În sate unde mă duc la ora asta, de-am nu mai găsesc nici pe nimeni în târg. Dar aici aghe... Peți pe deal, peți pe deal, la fân, la cosit, amu ai... Și amu vin la piață. Nu la viață, noi am cules, amu ai, e ca străgeții proaspăt. De unde? La Cicuri Minjer, raionul Cimișlia. A, știm. Sunt vecinii noștri de la Sada Clea. Sada Clea. Cum e, doamnă, Vasile? Vezi că știm geografia. Cu plăcere. Pe 11 iulie? Jos, jos cu socialiștii și jos blocul. Blocurile. Blocurile, tăia de blocurile. Bravo! 10 bine. Băieții la Cimișlea văd că sunt limpezi. Sunt limpezi și doritori de libertate. Pe 11 avem categorii cu bătălie de dat și câștigăm. Om vot din partea oamenilor gospodari de la Cimișlea. Numai înainte, pentru oameni care înțeleg. La băieți, pentru toată lumea, diaspora, care să ieșiți afară. La vot? La vot, vorbiți acasă, cumva, că aici sunt cireși. Mâncați o mână de cireș, una de... Ia, nu mă să vă întoarceți, vedeți ce roșii vă aduc eu la Cicul Menjer. Eu aștept, dar dacă am zis, așteptăm, mai găsim cineva, mai vorbim. Doamnele elegante, pălării, rozove, da, ca la, ca la Paris. Da, sigur. Foarte simpatic. Pălăria e beton. Se vede că e de cei de marcă. Bune, pe 11 iulie ce faci? Mă duc în hotel. Te duci? Da. Mai ai așteptări? Că se schimbă ceva? Nu, de-am cum a vrea domnul. Ei, Dumnezeu vrea, ne vrea ghine, dar dacă noi votăm cu satanile roșii, cum să... Nu pot să faci cu ei. Nu poți. Dar dacă noi votez pe cei roșii, lucrurile au să schimbe. Da, dar eu nu înțeleg. Cine-i votează? Ia că matale, prietenii și colegii matale. A pe cei le votează cu totul? Așa e că nu. A, eu le-am întrebat. Nu le-ai întrebat? Dar de ce grăieți? Am întrebat eu dacă mă duc eu pentru mine. Pentru mine, Matale. Dar Matale, ești, ești pentru Europa. Gata, ne-am, ne-am înțeles. Bravo, 10 bile, bunica. Mulți ani. Ei, și bunici avem de 1 milion. Rozove, pălării rozove. Unde e cireșarul? Nu, 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 că vine cu cireș. Băieții din sate, gata, zmeurii și au ieșit la putere. Îl așteptăm pe băiat, el și-a dus și marfa. Da, o piață liniștită, parcă suntem în comunitatea europeană. O piață liniștită, oamenii salută, vorbesc între ei. Totuși are un farmic aparte, piețele regionale și localitățile noastre. Ian? Piețele există, Vasile, și roșiile de la Cicuri Minjer. În fiecare își face publicitate la satul lui. Și morcov stă ascuțit în sus. Și roșiile câtă-s?
La ziua de astăzi 10:32. Ia uite, morcogem. Te-ai luat, am fost și-o scos. Nu trebuie mult, una, două. Ia uitați și roșii, nu știu cum e. Eu azi, dacă sunt pe loc, dacă nu mă duc până la școală să văd. O să trebuie să... Asta-i cum? Adresa, vă rog, adresa. Cornejer, Ion German, acolo e. Ion German, dar și Cornejer. Bună ziua! Bună! Fugurilul a strâns miaura. Și tot am fugurit într-o parte, mă. Ei, doamnă, ia ca dimineață mă cerc, mă, dar chiar deloc nu vreau. Noi vorbim cu oameni, poate vrem să cumpărăm și noi zmeuri. Am promis că mai vorbești cu noi, dar el așa duce marfa. Sergiu, cu oamenii cum merge campania? Unii mai bine, unii mai rău, dar unii ca soluții trebuie de mers, de vorbit cu oamenii, discutat, explicat, pentru că propaganda asta ne omoară. Propaganda și 20 ceva de partide care mai mult jumătate n-au nici interes și măcar să acceadă în Parlament, doar că se deruteze lumea. Nici prin piață nu-i vezi, nici prin sate nu-i vezi. Nu-i vezi nicăieri, nu-i vezi nicăieri și atunci nu știu tu. Când dai să discuți cu ei, nici nu mai vor să discute. Domnul... Sergiu. Domnul Sergiu. La Cicur mingir, da? Suntem la Cicur, da. Păi aveți o ieri de acolo. Avem chiar nașul meu. Bună ziua. La plimbare prin piață? Da, un pic. Un pic. Vorbim toate limbele care le cunoaștem. Așa-i? De unde-s? Noi suntem de la Cimișlia. De la Cimișlia. Da. Și mă bucur că aveți ne vedeți pe noi. Dar vorbim cu oamenii. Mai vorbim și mai vedeți și mai deschideți ochii la lume să vadă și să înțeleagă în care parte va. Dar mai sunt în care cred în povești? Parcă eu cât s-a vorbit până acum, văd că lumea... Când eram amintit, credeam și eu în povești, dar mă zic că n-am crezut alea mai mare de mă poveștele plecat. Pe 11 iulie reușim? Da, numai decât. Ce fac fetele de la Cimișlia? Fac bine. Jos alianța jos, asta de bolșeviști și de șorișei și de... Ne-au nebunit, ne-au fugărit copiii. Nu mai vreau nimic. Am crezut, în multe ori am crezut și... Am fost, printre altele, eu am fost membru de partid. Da? Da. Dar partidul și ala și partidul ăsta... Sunt două lumi diferite. Foarte diferite. Dar cu doamnele care iată din vârsta matare cu care vorbiți, care vă întâlniți, și zic? Da, facem de... Dezbateri? Numai decât. Ca la televiziune? Numai decât, mai ales cu sora mea ala, am o sora ala și noi am două oare, mai dezbatem întrebările oare. Ea are internet, eu n-am internet. Da, printre dar de unde dar știi de noi? Da cum, dar și mai era și la televizor. Aia am fost de două ori în ultimii trei ani. Șapui, dar tămâna ce când trebuie, tu ce m-am văzut. A, așa e bun. Înseamnă că ne dați o mână de ajutor, o susținere avem. Cum două. Doamne ajută. Într-un ceas bun. Eu vreau să trăim liber și oameni gospodari să fie puși în capul mieții. Să nu duci în pătăgele de la aia. Turci. Dar noi asta vorbim, despre asta vorbim. Să susținem fermieri, iau, băieții de la Cicur, produc. Trebuie să facă și ei, să lor bine și nouă nu rău. Să mâncăm sănătos, să ne dezvoltăm la noi acasă, asta? Deși lumea că auzi că înainte, când era Uniunea Sovietică, toate producțe pentru și mii mari, o aduceau din Moldova. Pentru că era foarte bună și era... Era bună, calitativă. Toate că erau multe și celelalte republici, aveau și așa producții bune. Și de atât timp, un om competent mi-a spus povestea asta. Deci, de atât timp, eu ducem și ducem niște lăți, știu, o tonelada. Și acolo era de tot, de la fructe până la legume și de absolut tot erau și erau. Aduceau special din Moldova pentru oamenii mai mari. Eu cred că și acum avem un potențial fantastic, dar ne trebuie un pic de administrație în statul ăsta, un pic care se gândească la oameni. Foarte alții, mult. Nu mai mergem pe mâna la bandiță. Mai dă-i pe ăștia vechi jos, mai aducă cu ceva nou, persoane noi, tineri care au alte capacități, alte viziuni, alte... Nu-i da. Viitorul Moldovei este în comunitatea europeană alături de lumea civilizată. Sau cu... Am fost în Europa, e bun, e bine, dar tot e bine acasă. Acasă. Asta că acolo e foarte mult de smărți. Foarte mult de smărți. Se poate de trăit decent și la noi acasă, dar împreună
lângă comunitatea europeană, că altfel nu ne protejăm de... Eu și în Rusia am fost, nu odată, și în Italia am fost, și am trecut prin alte rețe. La noi lumea era odată, era mai prietenoasă, mai ușor ajutor. Clacă, ajutor. Doamnă, am o rugăminte enormă. Noi nu reușim să ajungem peste tot. Vorbiți cu apropiații, cu rudele, cu... Că eu am vorbit cu Matale, mai mult n-am cum să ajung peste tot. Da, vă rog eu. Fiți un agent al nostru de... Fără să mă rugați, asta era. Fără să mă rugați. Fără rugăminte. Eu Doamne ajută, vă cuprind, Doamne. Aveți grijă. Mulți ani. Vreau să arătăm un colet pregătit pentru Belgia, care are șansă mâine să ajungă în Belgia. Da? Tu mă în Belgia? Da, tu mă în Belgia. Asta și nu. Să-l arăt pe cea. Da. Cu... Tu cu castraveți? Da. Serios? E că asta să ajungă. Serios merg în Belgia? Castraveți de aici la noi? Da. Numai unii nu sunt. Ia că și am auzit, am auzit încă de astea. Calitatea. Ce își producem noi. Și păstrează. Posibilitatea este, posibilitatea este. Noi trebuie să... La rutier îți transmit. Foarte frumos, Sergiu. Lumea noastră e dorită de producție. Matlajele, și dorești, tot practic ajunge. Și în Franța, și în Evrie. Și brânză. Producția și brânză, tot aia căzut. Mai scurt, producția noastră își găsești cumpărătorul unui tot dus el. Atunci când ai fost să ai filmat la Ucraina brânză de ori, m-a sunat din Italia, din Spania. Este cumpărător, noi, cum spuneți, producția noastră caută cumpărătorul în toată comunitatea europeană. Toată comunitatea și nu numai comunitatea europeană, dar peste tot. Cel care gustat producția noastră, nimeni nu a zis în Franța, în Franța, la rutieră ajunge și castraveți și prieteni și turist. Tot cele ce s-au ajunge. Bine că mi-ați spus că nu știam de asta. Și problema cea mai mare și cum stai, că e greu de trecut vami la noi. A noștri nu dau voie să treacă. A noștri nu dau voie. Dar este mai departe duște pe Europa. Când pleacă cu mașinile, tot așa. A noștri controlează pe mașini. Dar e trecut hotarele, nu te controlează nimeni până în Franța. Țara noastră. Bună ziua, pălării, franțuzești. Negativ de vară. Da, de alegeri nu vă gătiți. Om vede. Nu sunteți hotărâți. Dezamăgiți. Foarte. Păi ce trebuie să întâmple ca să fiți hotărâți? Nu vă convins încă nimeni? Ce ar trebui, cum ar trebui să fiu un polițian care să vă convingă că merită susținut? Serios, nu știu, noi suntem foarte dezamăgiți. De exemplu, eu am 4 copii. Odată nu a venit nimeni să mă întrebe să vadă cum faci copii și poate n-au și mâncat, vulnerabili, poate. Nici într-un caz, ne jucăști dintr-un colț și din altul. Și noi ați lucrează în piață ca să-ți hrănești copiii. Da, dar mă tare înțelegi că dacă nu vă duci acum o să votez alții în locul dumneavoastră. Și atunci decizi soarta și pentru Matale, și pentru mine, și pentru alții. Și se duc aici cei care nu prea pun capul în mișcare, care n-au grețuri, n-au amețeli. Eu vă rog să ne susțineți pe noi, pe cei de la Democrația Acasă. Noi suntem un grup de haiduși. Da, eu vă urmăresc. Aista sau așala? Băi, aista, da. Dar ce nu filmezi tu și întreabă-te ei, sau producătorul de popă, care are vreo 5 ani că strânge banii aici. N-are niciun document și strânge banii aici. Atunci îl filmează. Bine, tot producător, popă acela. Și mașinică în popa noastră, da? Strânge banii aici. Serios? Eu îmi potrivească vai de capuia, dar el arunge bunișor. Știi că n-a știut, de astea istorii poți să afli. Eu vă rog să ieșiți la vot pe 11. Eu pentru asta merg și vorbesc cu oameni. Sper cu adevărat să schimbăm ceva. Și ca statul să-și facă datoriile. Nu, dar știți că oamenii decid să micșoreze, să schimbe roiul. Eu cred că avem o șansă fantastică, dar trebuie să credem în asta. Că altfel, vedeți, mergeți pe mâna la aici care vin cu jeepul și se îmbracă în haine. Da. La ProTV, nu la ProTV. Ei, spuneți ceva dacă sunteți curajoasă. E tinerică. Bă, cine bea apă de dimineață? Costiu. Costiu, da, dar știi, bă. De unde îți cai dușii? Apă rece, asta doar gâtul.
De aici, de pe loc. De pe la Cimișlea. La Cimișlea, de pe loc, de oră. Băștinaș. Băștinaș, aborigen. Aborigen, da. Ce noutăți la Cimișlea? Da, ce noutăți. Totul e bine. Cald. E cald, e bine, e frumos. Negativ de toamnă? Numai decât. Butoaiele spălăm, le gătim. Le spălăm deja. Păi da. Anul ăsta să fie. Trecem poama. Trugui. Pentru că de ea, păi la ce mai strângi poama? Păi, cu savolan nu se poate. A, nu se poate. Pe 11 iulie știi că sunt alegeri. Eu. Sunteți hotărât, v-o convins vreunul? Încă nu. Încă nu te-o hotărât nimeni? Încă nu. Dar ce trebuie? Cum trebuie să fiu un polițian ca să te convingi că să-l susții? Eu, de exemplu, sunt pentru așa că noi să ne unim cu țara maternă, România. Cu România. Da. Asta e șansa noastră. Asta e șansa noastră. Nu mai crezi după 30 de ani că poate fi făcut nu, aici. Altceva n-aș spune. Numai unirea ne va duce la calea cea dreaptă. Numai și noi. Și cine trebuie să facă unirea asta? Noi? Poporul. Oamenii așa. Da. Poporul. Policienii? Policienii cam slabă, cred. E mai mult o dezbinim. Dacă am fi noi uniți toți, neamul, neamul grămadă. Neamul românesc. Bravo, 10 bile. Să fim toți împreună. 10 bile, am găsit un om care e sufletul meu. Mulțumesc. Tare mă bucur, nici nu m-aș duci de aici. Când dau de oameni limpezi la minte noi care suntem înțeleg. Suntem pentru unire. Fără hotar. Pentru a reîntregi țara. La frați nu spune hotar. Nu se poate, clar că nu se poate. Prutul trebuie să fie al nostru comun. Nu să fie... Să udăm din trânsul patlajele și chipierii. Da, să nu fie între noi, dar să fie al nostru, comun. Ca cogâlnicul nostru. Da, ca cogâlnicul, să nu se despartă. Că l-am uscat și cogâlnicul l-am uscat. Să putem trece peste Prut și încolo și înapoi. Cum îți spune, domnul? Nicolae Ciobotaru. Nicolae Ciobotaru, Cimișlea, un patriot de nota 10. Mai dă, Doamne, mai avem băieți de ăștia la Cimișlea? Mai sunt. Mai sunt, așa? Mai sunt. Da, sunt. Filaret, Harăbă, tot de mine. Și mai sunt. Mai sunt băieți care... Mai sunt de și băieții cu care vorbiți, ei ce spun? Numai prin unire vom... Da, da, oricum trebuie să aveți o opțiune de vot acum. Păi clar. Că altfel votează și cișeț în pantaloni, steluța în frunte. Aștia nu trebuie. Da, ei sunt. Secere la gâș cu ciocanul în frunte, nu. Aștia n-a adus niciun bine. Mi-a adus de zmeț, dezastru. Noi cu Moscova nu mai avem niciun viitor cu Moscova. Niciun viitor cu Moscova, numai cu București. Doamne. Cu Bucureștiul, cu Bruxelles, aici unirea, aici viitorul. Unirea face putere. Unirea. Dacă vom fi uniți, vom fi și voi nici. Să trăiesc, domn. Mulți ani, m-am bucurat să aud. Dați-le, dați-le cu mătura, mai lecuiți, zic, pe unul. Da. Tot castraveți, da? Bună ziua! Vorbim cu fermierii, cu producătorii, cu oamenii gospodari care au mai rămas. Ești agent FBI? Da. Numai chef. Prins bandiții? Numai chef, că așa am început în Moldova. E ușor să fii fermier în Moldova? Nu chiar ușor, că mâncem, dar nu avem pe vinde, nu avem... S-a terminat oameni. În afară de piață? În afară de piață, sănătatea e cam slabă, nu pensă. Mâncem alt domeniu, așa, și ușor acasă. Aici câțiva castraveți, câțiva bostănii. Cumpărăm și noi să vă susținem. Și vișine. Cât îți vișine, mă? 20 lei. Vă convins vreunul din policieni? Ce ciorni, uităm și noi. Vă uitați, vă informați. E și sursă, vă informați. Da, internet. Internetul. Televizor nu avem când ne uitam. Internet aici la piață, cu ține, uitat. O venit cumpărător, am telefonul în buzunară și am departe. Înseamnă că acum deja este acces la informații. Da, acces este la informații. Pe 11 iulie schimbăm conducerea poliției. Numai decât trebuie schimbat. Fugărim șorișei, noați. Tăți drașii. Așa e cu steluță în frunte. Și alții negri. Mai scurt, așa e, le dă foc la tăți odată. Bravo, 10 bile. Noi vă îndemnăm să ne susțineți pe noi, cei de la Democrația Acasă. O mână de ajutor. Bă, să vă... Mulți ani. Bunica. Bunica cu borș de casă. Ne duce să mai vorbim cu alții. Încă o mamaie. Care o mai rămas aici? Fermierul de la... O, cum a venit? Doamne, dar aici s-a format rând la dumneavoastră. Da, dar noi cam târziu ne apariem la piață și... Dacă și băcuță și ulei de lapte, un cășor... Adică avem de toate. De toate. Pentru toți. De toate pentru toți.
Dacă așa băieții noștri muncesc. Am văzut o cutie. Spuneți că o trimiteți psihotare? Da, băieți, avem comandă de oameni care au încredere în noi și o solicitat, adică castraveții noștri chiar în Belgia. Și se mai întâmplă de astea sau acum ca exit? Vă spun dreptul, oamenii ăștia, am avut 3 ani de la noi. Și cumpăr castraveții de-a noștri moldovenești în Belgia? În Belgia ajung. Și am auzit de astea încă n-am. Nu, dacă oamenii înțeles, s-au dus încă la gustul de acasă, n-au schimbă cu nimic. Dar în cazul dat, chiar o cineva, un fermier de acolo, un belgean, vrei să gust castraveții. Și noi mâncăm castraveți din Turcia. Noi din Turcia, din a noștri ucrainieni, din știi, cu ce femei întrebați la sărbătorile noastre de... Și trebuie să întâmple ca să se întoarcă spre un oameni. Un minut. Na, hai că dai rest, ca păi altfel ne luăm cu... Băieți, tot lucrează. Da, te-am înțeles, că mă urmă. Da. Deci nu știu ce Ce trebuie să întâmple ca noi să trăim decent la noi acasă? Să schimbeze om cu om. Nu are importanță. E șef, e om simplu. Să schimbeze reciproc. Pentru că la urmă, când este răbdare și... Dar cu tâlhare este de la conducere, ce-i de făcut? Tâlhare este de la 11 iulie. Măturăm? Măturăm și împlem... Pușcăriile cu ei. Bravo, 10 bile. Aveți... Alte ieșiri, atâta răbdare să aibă moldovanul ăsta ca când 30 de ani de zile și... Parcă am clutit pe loc, parcă mi-a și ne-a cineva, ne-a legat pe loc și tot... Și tot așteptăm. Așteptăm... Mai răbdător cu porca moldovenii, cred că... Trebuie de căutat încă. Da, cu lupa. Câți așa e roșu? 30. Mulți ani. Mă bucur să văd băieți care gândesc cu inimă și care nu sunt indiferenți. Sperăm să fim mai mulți cu aceeași părere. Suntem, vă spun eu că suntem. Noi nu aveam posibilitate până acum să comunicăm eficient între noi, dar acum este deja. Și oamenii urmăresc. Tehnologiile moderne, o făcut posibil să... Să vadă adevărul, în primul rând, uneoasima, câte nedreptăți sunt arătate, pentru că altă parte, altă televiziune, noi nu le vedeam. Și n-arată nimeni. Chiar aceleași locuri, băieți, fermieri de-al de noi, care lucrează pe la Stefan Vodă, da, Ușeni, Ghedine, tot am. Și Creiulieni, mi-a spus. Da. Este locul, dar noi, adică vedem... Dar mesajul nostru înseamnă că au ajuns. Noi vorbim de susținerea fermierului, a producătorului și a celor care produc aici la noi. Știuc, mama mie, eu te urmăresc tot timpul de la Italia. De la Italia. De glas te-am auzit. Ai venit acasă? Votăm, da, mi se votez. Anume, bravo, asta e lumea paralelă. Acolo pe jos, știi câți kilometri am făcut când nu mergeau autobusele. Când m-au auzit acei de la electorat, cât eu zic că tu ești pața. Cred locul a fost și la Bologna și peste. Stați acasă să schimbăm lucrurile. Da, după 16 și mă duc. Bravo. Am 17 ani de Italia, m-a săturat așa. Așa, vreți acasă. Da. Bravo, Vasile, sunt lupți cu hoții. Eu sunt și eu aici, zău că m-aș alătura la partidul tău. Și eu, da, am eu pisteță. 10 bile, doamnă. Bravo. Ce mesaj pentru cei care sunt acasă? Să gândească cu capul, să gura, să și ea... Legată de minte. Legată cu minte, așa și într-adevăr, să... Folosesc babi lisea, eu am și udă pe babi, că le dă câte o hrișcă sau și 4 ani și n-am, așa vă trebuie. Trebuie să gândească cu capul, să vadă și ni lupt pentru Moldova, să vrem o Moldova frumoasă. Îmi place Moldova, băieții ne sunt străini, au învățat în institute, academii, să duc. Avem o șansă pe un luptați cu bandiți, tăți-ți hoți. Bravo, doamnă. Mulțumesc, 10 bile. Și celic, saigul, tăți, bătut la bot, cum zice, Dodon. Lumea să chiar așa proastă, nu vede. Eu vă urmăresc de acolo toate partidele. Și știți care și de-a cui? Știu. Ei, eu am avut și aici lucruri, am lucrat cu raionul. Noi suntem dintr-o familie, cine nu ne știe în ce mișlia. Dacă ne susțineți, deja e bun. Avem un vot din partea mea tale. Îmi pare rău că nu sunt aici, că da, votul contează foarte mult, vă spun eu. Hai, mulți ani. Scuze, te-am cunoscut pe glas. După voce!
Da, bă, dacă am o voce puternică. Stai. I-am dezvăluit eu. Ia. La tata? Da. Sunt nieța asta. Nieța asta. Pozați, vă rog. Da, așa cu fax, cu amilun. Hai că eu stăt cu telefonul meu. Ei, brin, spart la zile, așa îți prinesc. Dragi prieteni, am discutat cu oamenii de la Cimișlea, e de o plăcere. Sunt oameni care neplanificați, ne... oameni care nu se fățară, nici oameni direct, deschiși, fără să regizăm. Așa cum suntem între oameni, nu putem să filmăm în content pentru că lumea vrea să lucreze și îmi scrie mesaje. Avem susținere reală. Să știți că pe data de 12 avem cu siguranță 60 de mandate împreună, cei de dreapta. Țineți cont de asta, hoții n-au nicio șansă. Oamenii gospodari s-au unit. Doamne ajută! 11 iulie, democrația acasă.